Mai ales în perioada de recoltare se petrec ușor accidente. Conducătorii de utilaje și angajații care merg pe jos trebuie să își acorde unii altora mare atenție. Circulă stivuitoare, vin camioane, vin livrări, vin clienți. Aceștia trebuie să meargă cu ochii larg deschiși. Există pe alocuri căi pietonale delimitate. Circulația internă trebuie să fie reglementată astfel încât să fie evitate accidentele. Când începe munca la câmp, toți angajații trebuie să stea numai în locurile prevăzute și să își lege centurile de protecție în timpul deplasării. Un microbus ca mijloc de transport are multe avantaje față de o remorcă agricolă. Un microbus oferă foarte, foarte multă protecție. La umbră pot să iau o gustare, pot să fac pauză și chiar și în caz de furtună pot să îl folosesc ca loc sigur relativ rapid. Pot aștepta afară un sfert de oră până ce trece furtuna și apoi pot continua munca. Accidente se pot întâmpla și la semănat, recoltat sau la prelucrat. În acest caz, șeful de echipă trebuie să fie imediat informat despre accident. El poate acorda prim ajutor sau poate pune în mișcare lanțul de salvare. Angajatul poate găsi întotdeauna numărul de telefon al șefului de echipă sau al firmei pe panoul afișat pentru prim ajutor.